Polițiștii au intensificat controlele pentru a-i prinde pe cei care transportă braz de Crăciun și cetină fără a avea acte de proveniență. Sute de kilograme de cetină au fost confiscate, iar cei care le transportau au fost sancționați contravențional. În urma verificărilor în Arpașul de Sus, polițiștii au depistat trei persoane care au tăiat și transportat cinci brazi de Crăciun și un metru cub de lemne de foc fără autorizație și fără a deține documente de proveniență. Întreaga cantitate a fost confiscată. În Cârțișoara au fost oprite două autoutilitare care transportau 160 de kg de cetină. Șoferii au fost sancționați cu 4.000 de lei, iar cetina a fost confiscată. Și tot în Cârțișoara, un bărbat a fost prins de polițiști transportând 400 de kg de cetină fără a avea acte. De asemenea, Polițiștii au acționat și pe raza localităților Porumbacu de Jos și Racovița, unde au oprit doi șoferi care transportau 200 de kilograme, respectiv 340 kg cetină de brad, fără a deține documente de proveniență.